regăsit la o nouă ediție a emisiunii Biserica în Actualitate. Sunt Daniel Alexandrescu și vă mulțumesc pentru că ați rămas aici, pe această platformă media și vă mulțumim pentru că urmăriți materialele pe care le pregătim pentru dumneavoastră și vă mulțumim pentru susținerea de care avem parte. Astăzi am pregătit pentru dumneavoastră o temă care ar trebui să ne preocupe pe noi toți, și anume, ne propunem să vorbim despre vulgaritatea în societatea noastră și nu numai cea românească. Este o temă predominantă în uh, societatea noastră și pe mapa zice eu, pentru că tendințele astea ne arată faptul că generația tânără, generația nouă, este tot mai. Uh, Captivată de tot ceea ce e obscen, trivial, vulgar, și ne-am propus astăzi să abordăm acest subiect, pornind de la realitatea curentă a fenomenului, abordându-l în lumina scripturii, a cuvântului lui Dumnezeu. Pentru acest. Subiect și această tematică. Avem un invitat special, un prieten și un colaborator. Pentru prima dată în emisiunea noastră, îi spun un bun venit la Orel Dobre, pastor, lider de tineret. Bine ai venit! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Mulțumim că a acceptat invitația noastră. Sper că nu te-ai speriat cu acest subiect, însă noi de multe ori. Constatăm niște realități în societatea noastră și ne facem că nu le vedem, că nu le observăm și că nu are rost să le abordăm. Însă, cred că ultimele evenimente în țara noastră, concertele de muzică din vara aceasta, a adus în prim planul mass-mediei acest subiect al vulgarității, obscenității. Trăim așadar într-un mediu. Al vulgarității, în mediul vulgar. Și aici mă refer de la inscripțiile obscene, grafitii pe pereți, pe blocuri, ziarele de scandal, industria fashion, moda, înjurăturile chiar folosite în limbajul comun. Toate acestea arată că societatea noastră are o tendință tot mai accentuată spre obscen, înspre vulgaritate. S-au folosit în vara aceasta în anumite concerte și muzica aceasta trep mesaje obscene, jignitoare la adresa femeilor, a romilor. S-a încurajat chiar consumul de droguri, de alcool, o altă temă predominantă în societatea noastră, în zilele noastre. Și toate acestea cumva ne trezesc la realitate și a pus în prim planul discuțiilor în mass media noastră tot felul de abordări de către specialiști din educație, specialiști pe zona aceasta de tineret, psihologi, care unii s-au intrigat și chiar au luat poziții, alții s-au poziționat cumva că ar trebui să acceptăm, ar trebui să nu să încurajăm, dar să ne obișnuim cu acest fenomen. Cum vezi tu această situație și, așa, o percepție la modul general, după aceea o să intrăm un pic în subiectul nostru, să-l abordăm pe mai multe fațete. Acum ce mă. Mă sperie cel mai tare nu este dezbaterea în sine a subiectului pentru că e necesar în contextul actual să dezbatem sau să venim în atenția media, societății cu un mesaj, cu o poziție, mai ales din prisma faptului că suntem credincioși, respectăm standardul scripturii, îl iubim pe Dumnezeu și asta cred că e important să aducem înaintea oamenilor o poziție la tot ceea ce s-a întâmplat. Cred că mai desperiat este realitatea cruntă pe care o sesizăm în, în jurul nostru și uh, e adevărat că în spațiul media au ieșit cadre didactice, au ieșit oameni de influență, au ieșit oameni politici, tot felul de uh, personalități ale societății actuale, uh, dar este cumva. Uh, Scoate în evidență faptul că, în loc să fim proactivi și să lucrăm la a, a preveni astfel de lucruri, ne afișăm sau este afișată doar o reacție la ceea ce se întâmplă. n spune, poate prea târziu, dar este deja împământenit un obicei și lucrurile acestea se întâmplă, din nefericire, se întâmplă. Revolta din mediul online este cât se poate de justificată. Totuși, există o limită a bunului simț. Nu putem merge într-un haos, oricine să facă orice și să vorbească cum dorește, mai ales dacă vorbim de aceste două mari concerte care au fost în România, unde s-a practicat și a adus în atenție astfel de versuri, de muzică, așa zisă muzică, ce putem spune? Nu a fost un eveniment privat, să zicem cu ghilimelele de rigoare, un eveniment privat unde poate să zic că unii ar accepta. Totuși a fost un eveniment public. Publicul a fost nu adulții, mare parte adolescenții, tinerii. Care au participat și, uh, practic nu s-a ținut cont de lucrurile acestea. Uh, revolt, revoltător dincolo de mesajul care l-au transmis, care este uh, la propriu, unul nepotrivit uh, interzis, aș putea spune. Nu poți veni în fața publicului uh, cu așa ceva, mai ales în mediul acesta uh, între adolescenți. Dar. Uh, este interesant că organizatorii acestor spectacole au menținut invitația pentru artiștii respectivi. Cu toate că au mai avut un precedent în primăvară, la un spectacol asemănător, de dimensiuni mai mici, undeva în stațiunile de pe litoral, s-au confruntat cu aceeași situație. A fost o mică revoltă, dar totuși s-a menținut invitația. Deci, aș putea spune că n a fost ceva instantaneu sau ceva neprevăzut, ceva care i-a luat prin surprindere și pe organizator, ci din contră. Asta scoate în evidență că a fost o chestie știută. Voită, planificată cumva, și uh, s-a dorit să, uh, să se promoveze astfel de, de lucruri. Uh, pe de altă parte, a spune că este foarte trist nivelul la care a ajuns societatea. Uh, este, uh, este dureros și m-am întristat foarte tare când am văzut că uh, odată cu artistul respectiv, care a cântat acele versuri și a rostit acele cuvinte. Marea majoritate a adolescenților știau foarte bine foarte bine versurile, și chiar mă uitam uh, pe, pe o statistică, uh, versurile respective, melodia respectivă, unele dintre ele au ajuns la 30 de milioane de vizionări. Deci, imaginați-vă cât de des au fost ascultate aceste melodii în România de adolescenți și tineri care nu mai, au, nu mai există niciun filtru nu mai există un standard și asta este ceea ce îngrijorează cel mai tare. E adevărat, au fost direcții către femei, direcții către romi și alte clase sociale, ceea ce este nepermis, nepermis într-un spațiu public. Am observat că autoritățile cumva, au avut o oarecare reacție, din punctul meu de vedere, a spune infimă față de uh, efectul acestor versuri și acestor, acestei muzici în rândul adolescenților, doar faptul că s-au acordat niște amenzi. S-au dat niște amenzi uh, și astea infime uh, pentru impactul care s-a produs și efectele pe care le-a produs. Uh, acum, dacă ne-am pune în pielea unor doamne, care au fost prezente la evenimentul respectiv sau unor domnișoare care poate nu simpatizează și au mers pentru altceva la un asemenea eveniment și au trebuit să asiste și la versurile respective sau vrând nevrând în tot complexul acela, s-au auzit și în alte părți acele versuri. Cum s-au simțit? Poate sunt cetățeni români romi care au fost prezenți. De ce? Să facem lucrurile acestea. Sunt semne de întrebare care ne îngrijorează de nivelul la care s-a ajuns și mai ales de această lipsă de filtre ale societății, dar și proactivitatea autorităților. Nu poți să nu acorzi un cadru, poate legislativ, dați-mi voie să-i spun, al bunului simț, în care totuși nu poți să vii și să promovezi o astfel de muzică care aduce. Pagube emoționale, aduce pagube ale persoanei prin intonarea unor astfel de versuri și promovarea unor astfel de lucruri. Nu poți promova orice. Avem, ca și societate, ne dorim să fim o societate civilizată, cu un standard înalt, totuși, avem oameni inteligenți în societate, avem o cultură, avem un, un trecut, o moștenire culturală care ne-a rămas. Nu cred și nu vreau să cred că s-a dus așa de repede în jos. Și totuși vrem să o menținem și ne dorim ca autoritățile să fie cele care țin în primul rând și reglementează un astfel de cadru. Apoi, poate Ministerul Culturii. De ce să nu fie în subordinea unui minister? De ce să se dezvolte astfel de concerte private în care să se adune tot felul de, de artiști fără un filtru, fără să aibă poate niște studii, poate niște cunoștințe, poate să se cunoască bine repertoriul, să permis ceva, să îngrădește altceva, nu din, nu din dorința de a îngrădi libertatea de exprimare, dar din dorința de a menține un standard a tot ceea ce se întâmplă în societate, în, în, între oameni, vrând să păstrezi un anumit nivel. Exact. Asta ne dorim și Aurel am urmărit așa cu atenție fenomenul și reacțiile după. Așa cum spuneam, au fost ceva intervenții în societatea civilă, din partea unor specialiști pe zona aceasta, educație, psihologie, psihoterapie, artiști. Însă mai puțin am văzut reacții din zona spirituală a bisericii, care ar trebui, eu zic, să intereseze, să ne intereseze, să ne preocupe și pe noi. De ce spun uh, lucrul ăsta? Pentru că s-au tot adus în uh, prim plan argumente de genul: Aceasta e forma de comunicare a adolescenților, sau uh, lăsați-i că e așa reușesc să uh, refuleze, să dea afară tot ceea ce este negativ uh, din punct de vedere emoțional și uh, e o limbaj lor pe care noi nu-l înțelegem cei. De o vârstă mai, eu știu, mai înaintată. Și acum, eu te-am invitat în, și în calitate de om care lucrez cu tinerii, cu adolescenții în biserică. Trebuie să luăm atitudine ca preoți, ca părinți, ca pastori, lideri spirituali față de acest fenomen care, iată, ia amploare. Da, vorbeai de o societate civilizată, vorbeai despre bunul simț care se pare că uh, s-a pierdut sau nu mai este la el acasă așa cum a fost cândva. Și uh, chiar ce în vârstă reclamă asta la generația tânără. Uh, Uitându-se la comportamentul lor în spațiile publice, în parc, în mijloacele de transport, în comun și în alte medii în care pot fi observați că uh, au un comportament, ca să zic așa, uh, ciudat sau neînțeles de către cei mai în vârstă. Cum am putea să luăm atitudine? Ce avem noi de făcut, uh, ca biserici, ca lideri spirituali, ca părinți de adolescenți și tineri? Pentru a lupta împotriva acestui, iată, fenomen, că deja e un fenomen, puneam întrebarea dacă uh, și media este un uh, factor de uh, formare, de uh, 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 transmiterea unor valori. Muzica, de altfel, la fel este un factor vectorial de formare. Dacă s-ar fi transmis acele mesaje în comunicare, în comunicarea verbală sau scrisă, imediat ar fi fost niște amezuriașe, dar prin muzică a fost excepția care a întărit regula sau excepția aceea care a fost înțeleasă. Acum, noi știm că la nivel de copii, adolescenți, tineri, contează foarte mult Ceea ce alimentezi mintea, ceea ce pui acolo, asta este. Scriptura ne spune ce punem în mintea noastră, de acolo vorbim, de acolo scoatem, ce punem în inima noastră, de acolo. Astea sunt izvoarele care dă tonul în ceea ce, în atitudinile noastre, în vorbele noastre, în comportamentul nostru. Generația de acum. Uh, nu că nu este înțeleasă, gene pentru că dacă nu ești înțeles, nu înseamnă neapărat că faci bine și altul nu te înțelege. Ci nu este înțeleasă pentru că este cu totul opus a ceea ce, uh, ce este normal uh, din punct de vedere și al conviețuirii, și al bunului țin, și al educației, și uh, în orice domeniu. Uh, deci, faptul că s-a ajuns la o opoziție sau. Uh, la un opus atât de uh, elogvent, este uh, faptul că ceea ce s-a pus în minte și continuă să se pună în minte este ceva greșit și anume la ce mă refer? Știm foarte bine că rețelele de socializare sunt la îndemâna oricărui copil, adolescent tânăr. Uh, sunt foarte puțini cei care nu au acces la această tehnologie. Și la rețelele de socializare. Mai mult decât atât, sunt rețele de socializare care n-au filtre. Iar toată ziua și adolescenții, dacă ne uităm la statistici, adolescenții petrec ore, ore în șir, de ore. punând în mintea lor niște lucruri fără valoare. Și acolo. Din curiozitate, nu am o rețea de socializare, am avut, le-am scăpat de ele, am reușit să mă debarasez de tot ceea ce înseamnă. Rețele de socializare, dar mă uit, băieții mei au folosesc. E adevărat că există o luptă în care le spunem, aveți grijă, filtrele sunt astea, încă mai folosim anumite filtre ca să fim și noi la curent cu ceea ce urmăresc și, uh, și fac, dar totuși, ce se pune acum și ce este pe aceste rețele de socializare este îngrozitor. De unde au învățat versurile de Alfred Donat? Le au fredonat? Nu le-au învățat din ziar. Uh, nici ci, uh, citind un magazin academic sau uh, cine știe ce revistă uh, de la uh, școală sau facultate. Nu, ci le-au învățat de pe rețelele de socializare și asta pun tot timpul uh, în mintea lor. Deci uh, Odată vorbim despre uh, ceea ce se pune și cu ce se alimentează mintea. Apoi vorbim despre uh, vârsta la care adolescenți, tineri, copii sunt în căutare de identitate. Și atunci ei își caută modele. Iar ceea ce îmi permit să spun, societatea le-a oferit în momentul ăsta, sau organizatorii, astea sunt modelele pe care le-au oferit. E adevărat că ele au venit cumva și în urma vizualizărilor pe care le-au luat înainte. Pentru că nu-și permit să aducă pe oricine doar să pună ca un model în față, dar asta au promovat și continuă să încurajeze. Apoi. Ce este, din punctul meu de vedere, un lucru extrem de important este ca liderii religioși să ia poziție pentru astfel de, de lucruri și o poziție publică și fermă. Da, și unii ar spune că fenomenul acesta nu e unul nou, și că, așa cum zice Solomon, de altfel, nimic nu-i nou sub soare. Uh, și aduc argumentul acesta că lumea antică a fost o lume care era plină de vulgarități uh, și aici uh, sunt date acele statui în Grecia găsite uh, ale unor zeități, uh, Dionisos, Hermes, Afrodita și că n-ar trebui deloc să ne îngrijoreze dacă arta asta cumva s-a dezvoltat secole la rând și acum a ajuns la un alt nivel mai evoluat și că nu e nimic de speriat, de temut, și chiar nimic îngrijorător. Astea au fost unele replici aduse în intervențiile acestea, în emisiunile care s-au făcut în perioada asta, ca răspuns la fenomenul acesta din vara asta. Și mă gândesc că totul a escaladat cu aceste concerte care au fost dar fenomenul nu este unul recent și el apare. Cum spuneai, dacă media clasică este cumva filtrată, cenzurată și sunt organisme care încă vechează la comunicarea unui mesaj curat, clar, să nu fie un licențios, în social media și în media online, acolo lucrurile sunt scăpate de sub control. Cum ar trebui să folosim cuvântul lui Dumnezeu? Și am vrea un pic să abordăm latura aceasta practică, teologică, pentru că cuvântul lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură avem anumite învățături, despre limbajul licențios, despre respectarea semenilor, despre bunul simț, așa cum se învăța altă dată în cei șapte ani de acasă și nu trebuia să fii un creștin practicant, să fii un om cu aceste abilități de bun simț. Da, no. Dumnezeu, de-a lungul scripturii, începând cu poporul evreu, când au început tot felul de legi și porunci pentru conviețuirea lor, au fost cele legate de Dumnezeu și de închinare, dar au fost multe legi și multe porunci date de Dumnezeu pentru conviețuire, în așa fel încât conviețuirea lor să fie una armonioasă, frumoasă, una plăcută, de dorit pentru pentru toți cei care făceau parte din poporul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu s-a oprit doar la poporul Israel cu aceste dorințe ale sale exprimate prin legi și porunci pe care oamenii să trăiască în armonie, ci și în perioada bisericii, prin apostoli, prin apostolul Pavel, prin Petru și prin toți ceilalți, prin Iacov, Dumnezeu a lăsat aceste îndemnuri, aceste cuvânt al Scripturii, al Său, pentru conviețuire, în așa fel încât să fie armonie. Dacă toate lucrurile erau cu un anumit standard în societate în vara aceasta, mai aveam aceste tensiuni și aceste discuții și revolte ale unor, a indignări ale celorlalți, alții care s-au ferit să ia poziții, alții care au luat, dar au spus altceva decât ce trebuie. Și atunci, iată cât de benefic este Standardului Dumnezeu aplicat în societate. Argumentul că așa a fost în vechime, sau că așa s-a practicat și în Grecia Antică, este adevărat că s-a practicat asta în Grecia Antică, dar asta nu înseamnă că le-a fost bine. Pentru că ceea ce s-a întâmplat și în societatea elenă, în vremurile vechi n-au fost lucruri tocmai fericite, tocmai acele temple păgâne unde se practica prostituția, unde uh, se aduceau jerfe sexuale în cinstea zeilor sau pentru mulțumirea zeilor, erau niște născociri. Uh, la un moment dat citeam un comentator al scripturii care vorbea puțin despre toate aceste aspecte uh, sexuale petrecute în templele păgâne și spunea de fapt era Satana, Satan în spatele acestor lucruri care Dorea închinare prin astfel de lucruri, și Categorie. dorea să-i aducă, să-i cuprindă, să-i uh, să dilueze pe cât mai mulți, să-i întoarcă cu privirea de la, de la adevăr. Apoi, tot ceea ce s-a petrecut, acele uh, lucruri nepotrivite, neîngăduite de Dumnezeu în vechime, chiar dacă acum oamenii spun că a fost o artă, n-a fost o artă, a fost o, o nelegiuire ce s-a întâmplat atunci. Au avut, a avut impact extrem de mare asupra familiei, asupra individului în sine care practica astfel de lucruri. Gândiți-vă ce se întâmpla cu, cu soțiile, a căror soți participau la astfel de petreceri, ce trăire aveau, cum erau lucrurile în vremea aceea. Cum s-a permis a așa ceva? Apoi gândiți-vă la toate acele fete care erau prostituate și treceau atâția oameni prin paturile lor și tot felul de lucruri de genul acesta. Deci, faptul că s-a petrecut nu înseamnă că a fost bine. Și dacă ne uităm cât de degradate au ajuns acele civilizații și societăți, tot mai datorită acestor practici. E adevărat, au avut școli de gândire, au avut biblioteci, au avut oameni înțelepți, dar dincolo de înțelepciunea asta, practica a făcut ca societatea să decadă și nu numai Grecia Antică, dar și Imperiul Roman avea practici de genul acesta, la fel, dintre cele mai rele și au decăzut din ce în ce mai mult. Însă, standardul, standardul pentru armonie și pentru ca lucrurile să fie pe făgașuri normal în societate, în civilizația în care trăim, între adolescenți, copii, tineri, adulți chiar, pentru că vulgaritatea nu, nu vrem să ne adresăm doar copiilor, adolescenților și tinerilor. E adevărat că parcă aici se practică mult mai mult, dar nici, cei mai, nici adulții nu sunt scutiți și nici cei mai în vârstă. Nu sunt scutiți de așa ceva. Însă, Cuvântul lui Dumnezeu uh, are câteva linii uh, clare în privința asta și uh, cel care tratează cel mai mult uh, aspectul acesta este Apostolul Pavel. Uh, la un moment dat, bisericii din Efes. Uh, nu intrăm acum în istoria Efesului, dar știm foarte bine că în Efes era Afrodita, era zeița aceasta a sexualității și fertilității. Acolo se întâmplau lucruri duse la extrem, așa numitele sau așa cunoscutele orcii sexuale. Iar Pavel scrie bisericii din Efes. Cu privire la comportament și vulgaritatea aceasta afișată peste tot, că ieșeau în oraș, că mergeau la, la piață sau unde mergeau, peste tot era promovată această sexualitate în exces. Și Apostolul Pavel scrie fraților din Efes, așa, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum este nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Și acum ne gândim. Vulgaritatea, scoțând cuvinte vulgare pe gură sau atitudini sau gesturi uh, vulgare, uh, care este scopul? Mai este zidit celălalt? Mai este încurajat? Mai simte armonie, atașament? Nu mai simte. Și atunci uh, Dumnezeu vine și spune: Vreți să aveți armonie prin Apostolul Baal? Vreți să vă fie bine? Vreți ca lucrurile să fie în regulă în relațiile voastre de cetățenești? Atunci este important să aveți grijă ca niciun cuvânt stricat, adică unul care produce dezbinare, care produce durere, întristare celuilalt, să nu vă iasă din gură. Cu alte cuvinte, măsurați-vă bine cuvintele, cenzurați-vă. Iar dacă este nevoie să vorbiți, vorbiți, dar vorbiți ce trebuie. Dacă nu, mai bine, spune Apostolul Pavel, lasă așa dacă nu îl ajută cu nimic pe celălalt. Apoi, același apostol Pavel tot, fraților din Efe, spune așa, să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. E mai mult decât clar ce spune apostolul Pavel. Apoi tot el uh, spune în epistola pe care o scrie prezbiterului Tit, așa, totul este curat pentru cei curați. Și aici m-am uh, un pic, m-a mișcat gândul ăsta. Dar pentru cei necurați și necredincioși, nimic nu este curat. Și ridică standardul și mai mult. Adică, cumva, uh, impactul este și mai mare. Și spune așa, până și mintea și cugetul le sunt spurcate. Este incredibil lucru ăsta și înțelegem un, un aspect foarte clar. Cel care a condamnat de la începutul istoriei acestei omeniri aceste vorbe, gânduri, atitudini spurcate, n-au fost liderii, n-au fost împărați, a fost Dumnezeu. Asta dă o valoare și un impact atât de mare acestei reguli, acestei normalități. Aici se reglementează normalitatea, unde este vocea lui Dumnezeu. Da, e vocea lui Dumnezeu care astăzi nu mai este luată în seamă și de aici a început decăderea sau degradarea morală Uh, și în timp ce te ascultam, mi-am adus aminte de contextul în care tot Apostolul Pavel uh, descrie uh, societatea aceasta care i-a întors spatele Lui Dumnezeu Romani 1 și acolo el spune ca și o consecință a faptului că uh, umanitatea, creația Lui Dumnezeu, nu i-a dat închinare Lui Dumnezeu, ci s-a închinat creaturii, adică omului și a scos în evidență omul și a făcut un zeu din om, din umanitate, acolo Dumnezeu a lăsat, și expresia în Biblia, traducerea Dumitru Cornilescu spune, i-a lăsat în voia minților blestemate. Adică o formă de abandon, dar de abandon ca o judecată a lui Dumnezeu pentru, pentru comportamentul ales de către om înspre, înspre rău. Și ceea ce este... Interesant este faptul că uh, atunci când sunt răsturnate valorile adevărate, valorile cuvântului Dumnezeu și uh, normalul și uh, normalul nu mai este considerat normal, ci anormalul devine normalitate, s-au pierdut reperele acestea morale, uh, e clar că uh, mergem din rău spre mai rău. Și uh, frumusețea este că uh, Oamenii lui Dumnezeu care au avut parte de har, de iertare, de regenerare aceea, tot în Efeseni, spune Apostolul Pavel, bisericii din Efes, spune așa erați voi unii dintre uh, cei din Efes, dar l-a trecut, acum nu mai sunteți așa, că ați fost spălați, iertați, curățați de sânge lui Hristos și de fapt el acolo aduce, așa cum ai spus, acele argumente pentru o altfel de viață, o altfel de trăire, un altfel de comportament. Și totuși, noi creștinii, schimbați, regenerați de Duhul Sfânt și având parte de iertarea, de spălarea păcatelor prin jertfa Domnului Isus Hristos, trăim în această societate care se degradează pe zi, văzând cu ochii noștri, din zi în zi, tot mai mult. Și aș vrea să luăm, așa, câteva, în partea a doua a emisiunii, spre final, câteva uh, domenii. Și aș vrea, în primul rând, să abordăm vulgaritatea ca obsesie sexuală. Noi trăim într-o societate puternic sexualizată și de la mesajele uh, pe social media, uh, industria fashion. Uh, Uh, muzica, uh, uh, arta și tot felul de creații grotești. Vedem astăzi în arta asta modernă, așa cum o susțin artiștii, și e promovat sexul pentru că se vinde bine. Nu mai zic de industria Hollywood, a filmului, uh, nu mai există producție cinematografică în care să nu apară scene de genul acesta pentru că ele se vând, ele sunt căutate. Cum ar trebui să ne raportăm față de tendința asta tot mai accentuată în care sexul a devenit un zeu al zilor noastre? față de vremurile sau poate de acum 20 de ani sau înainte de revoluție, chiar și puțin după revoluție, deși eu am prins foarte puțin înainte de revoluție, dar acum lucrurile sunt mult mai accesibile adolescenților și tinerilor. Înainte ca să poți să vezi un film sau să vezi o anumită Producție de genul acesta, trebuia să merg să închiriez o casetă video și Bum, greu, da. greu. Se... Acum totul este la un click distanță. Și dacă prin anii 90 și puțin 2000, în jurul anilor 2000, adulții dețineau un telefon, nu erau așa smart cum sunt acum, acum mă uit cu îngrijorare că. Inclusiv acei copii de 8 ani, 9 ani, dețin un astfel de smartphone. Și totul este la un clic distanță. Și în spatele a tot ceea ce există, inclusiv pe rețelele de socializare, inclusiv pe promovare sau în industria aceasta, Fashion, de care aminteai mai devreme, totul este la îndemâna lor și se promovează, se promovează și se dă. Ceea ce are și se caută, ce are cel mai mare impact în sensul acesta. Acum, uh, inclusiv uh, psihologii și psihoterapeuții au început să se îngrijoreze de aspectul acesta: că uh, accesul acesta necontrolat al copiilor duce în sensul, în uh, direcția asta, apoi. Uh, Inclusiv industria alimentară a început să asocieze produse cu sexualitatea. Am fost și zâmbesc așa când mi-aduc aminte, eram în oraș, în Alexandria, la un moment dat, cu mașina și am oprit la, la un semafor. Și la un moment dat mă uit pe o mașină de lângă mine, o dubă din asta mai mare. Uh, era înghețată și o domnișoară în costum de baie. Și stăteam și mă gândeam și rădeam singură în mașină și am zis, doar, ce legătură are mașina de înghețată cu costumul de baie? N-am înțeles. După aceea, înțeleg și înțelegem ca oameni mari că asta se caută și au ajuns să asocieze inclusiv produse alimentare cu... Astfel de lucruri. Se promovează, se împinge în față, se, se dorește, fără să se gândească la impactul de după, se promovează astfel de lucruri. Apoi, scenele de care aminteai este dureros pentru că în perioada de pandemie, când nu prea puteam ieși la plimbare și așa, sau am ales să vedem așa, regulat, să vedem filme cu copiii. Eram nevoiți de foarte multe ori să stau cu telecomanda în mână de teamă că apare și băieții noștri mari. Dar tot aveam, nu exista film să nu promoveze astfel de lucruri. Și unii spun ce frumos, ce bine că arată. Dar vreau să vă spun, citind și mărturii ale unor actori de la Hollywood pentru că aminteai de ei, care joacă în astfel de scene, alții și în filmele de pornografie, filmele pentru adulți, trăiesc traume pe urma acestor lucruri. Sunt oameni aproape distruși din multe puncte de vedere, emoțional, psihic, Sunt, au un impact extraordinar de mare. La orice pas se promovează asta. Ne mirăm apoi că avem de-a face cu tot felul de, de efecte în societate. Uh, numărul de violuri crește, numărul de fete abuzate uh, crește, uh, numărul homosexualității uh, începe să crească alarmant. Traficul de persoane, Traficul de persoane uh, crește alarmant. Uh, tot felul de lucruri de Divorțul genul acesta. Apoi vin cu celelalte păcate uh, atașate, și anume, uitați-vă în urma petrecerilor și tot felul de distracții uh, bazate pe. Uh, această sexualitate au ajuns la consumurile de droguri și totul devine din ce în ce mai intens și la cote mai înalte și totul tinde cumva să explodeze și parcă acolo se îndreaptă se îndreaptă lucrurile. Ispita este foarte mare și mă uit la lupta tineri, copii, adolescenți, adulți, oameni în vârstă, este o luptă în, într o so astfel de societate. Nu spun că în, în vremurile trecute n-a fost greu, pentru că fiecare generație și fiecare perioadă a avut provocările ei, poate pe alte laturi, dar partea asta sexuală a fost întotdeauna scoasă înainte de cel rău. Întotdeauna a fost promovată. Dar acum având și tehnologia la îndemână, având și rețele de socializare, dispărând filtrele, văzând și uh, dezinteresul autorităților pentru a filtra și a crea totuși o oarecare decență și o oarecare limită a bunului simț, o, o calitate a societății. Există un dezinteres, la asta ne uh, asta vedem în jurul nostru. Și uh, văzând toate astea cumva este cale liberă pentru acest impact devastator pe care îl are sexualitatea și care începe să se... s-a dezvoltat foarte tare. Într-adevăr, a prins așa un culoar liber, fără opreliș, fără bariere și aș mai aduce aici vulgaritatea ca subcultură, un alt element care merită cumva tratat, pentru că au venit aici sociologi, specialiști, și au spus: De ce vă intrigați așa de tare? E o subcultură care trebuie înțeleasă, care trebuie promovată, e o, un limbaj, o formă de, de exprimare și chiar dacă unii nu înțeleg, ea există. Așa au argumentat unii că dacă există un astfel de consum pe, pe zona aceasta, e o subcultură care crește, se dezvoltă și iată că ea, ea prinde contur. De asemenea, vulgaritatea ca pervertire și degradarea umanului. A tot ceea ce este frumos. Pus de Dumnezeu un om. Spuneai de, de aceste efecte nocive care te distrug și pe dinăuntru și pe din afară. Începând de la partea emoțională, partea psihică, partea rațională, pentru că aici creierul este foarte mult afectat în ce privește sinapsele și legăturile neuronale și toate astea de către cei care consumă foarte mult astfel de, de materiale. Apoi exist, există vulgaritatea ca expresia mâniei și a urii. Și aici aș vrea un pic să rămânem pe zona asta pentru că uh, poporul român are uh, o cultură a jurăturii și cred că nu există țară în care eu știu jurăturile astea să fie atât de multe și colorate și inclusiv începând din zona aceasta spirituală teologică în care sunt luați în colimator Sfinții, Dumnezeu și tot ceea ce este uh, spiritual până uh, la organele sexuale și toate cele și lumea celui rău, întunericului și satan și dracii și toți aceștia care uh, sunt invocați la uh, episoade de mânie, de, de răbufnire, de, de ură? Uh, vulgaritatea putem să o privim ca și efect al ei pe două paliere. Și aici că încearcă unii să o justifice ca o subcultură Uh, nu neapărat ceva inferior, dar ceva care se practică, asta nu înseamnă că nu are efecte dintre cele mai rele. Și dacă ne uităm din punct de vedere al celui care practică vulgaritatea sau care se îndelednicește cu asta, uh, în primul rând este o, o, este o înjosire personală. Nu este o dovadă a unui caracter rafinat, a unui caracter lucrat, șlefuit, frumos, întreținut, ci din contră. Este dovada unui, unei lipse de caracter, a unei uh, lipse de educație, de civilizație astfel de oameni. Apoi, pe de altă parte, în momentul când practici așa ceva, este o desconsiderare a celuilalt și spune ceva despre percepția ta și viziunea ta despre celălalt. Raportarea ta, felul cum știi să comuni, să te raportezi față de cei din jurul tău, cum reușești să trăiești în societate. Devastator este și pentru cel de fapt mai mult este pentru cel căruia este adresată vulgaritatea respectivă. Pentru victima, da? da, pentru victimă, gândiți-vă la trăirile emoționale, la abuzul acesta emoțional, apoi este o denigrare a personalității a acelui om, a cine este el, a imaginii lui are sau nu dreptate. Imaginați-vă o astfel de scenă făcută în public, în mijlocul unor oameni, în mijlocul unei societăți, a unui grup E devastator pentru celălalt. E o umilință dusă la extrem. Ceea ce o fi sau nu o fi subcultură, cum o numesc unii, dar este degradant. Vulgaritatea este degradantă. Apoi, ai vorbit puțin despre mânie și cred că este un, un loc unde ar trebui să zăbovim un pic, să, să aducem câteva lucruri înainte, și anume. Uh, mânia în sine, oamenii spun că se descarcă de acest, uh, această intensitate Negativ. interioară negativă prin astfel de vulgarități. Însă, interesant este că o astfel de descărcare, de fapt, nu produce o aplanare a conflictului sau a discuției, ci din contră. Produce o, o intensificare și o stârnire mai mare a conflictului. Apoi, unii pierd orice fel de rațiune atunci când, în, într-un moment de mânie, ajung să rostească vulgarități și înjurături față de părinții celuilalt, față de strămoșii lui sau față de persoana lui inclusiv. Pierd orice fel de rațiune. Nu este o eliberare, este o falsă o falsă impresie că se eliberează, de fapt stârnește. Este adevărat că întâlnim foarte des în, în societatea românească astfel de lucruri. Dureros este că asemenea lucruri se petrec în școli, în licee și asistăm la așa zisul sau la bullying acesta Atât de mare amploare ce a luat. Pentru că știm foarte bine că bullying se desfășoară pe mai multe paliere și nu vorbim de cel fizic, unde este agresat din punct de vedere fizic, dar mai dureros decât cel fizic este cel verbal. Acest, această agresiune prin înjurături, prin denigrare, prin vulgarități adresate uh, celuilalt și se practică și produce efecte teribile. Sunt copii care nu mai vor să meargă la școală, sunt părinți care datorită unor astfel de lucruri ajung să se certe ei între ei și să devină ei la rândul lor practicanții ai vulgarității unii față de alții, ajung la dușmănii, ajung la plata de polițe și tot felul de lucruri din nefericire. Din nefericire este o practică pe care Biblia o condamnă foarte mult. Da, într-adevăr, condamnă Cuvântul lui Dumnezeu și, în timp ce vorbeai, te ascultam. Spuneai că e adevărat. Cu adevărat, o provocare să trăiești într-o astfel de societate, să trăim, că nu ne excludem și pe noi. Noi observăm aceste realități, le aducem în prim plan ca un semnal de alarmă, nu le încurajăm, din contră, ci vrem să arătăm că se poate trăi și altfel. Și aici, pe final de emisiune, aș vrea să ai. O concluzie în care să prezinți câteva remedii pe care Cuvântul lui Dumnezeu ni le dă, recomandări pentru tineri, pentru adolescenți, pentru părinți, în așa măsură încât să ne cezurăm, pentru că poate la, nu știu, un acces de furie, mânie, îți vine să faci să spui așa cum ai auzit și pe altul spunând, și te avalul. Și uh, iată că nu ți-ai dorit să faci lucrul ăla și l-ai făcut. Uh, așadar, uh, lupta aceasta este una uh, destul de serioasă cu noi înșine. E adevărat că, uh, pentru un credincios, un ajutor real uh, pe lângă Cuvântul Lui Dumnezeu este Duhul Sfânt, care uh, El ar trebui să ne călăuzească, să ne însoțească și să ne dea putere, să, să rezistăm în. Uh, lupta asta uh, psihologică de altfel, psihică, pentru că e o presiune psihică. Îmi vin în minte și vreau să aduc în atenție scurte cuvinte un exemplu al credinciosului neprihănitului Avram. Și aici vreau să scot în evidență un lucru. Avram, la un moment dat, se iscă o ceartă între slujitorii săi și slujitorii lui Lot. Uh, Avram, ca cel mai în vârstă, ca cel cu o maturitate anume, vine între slujitori, între ei, și la un moment dat are o discuție cu Lot, în care îi spune niște cuvinte excepționale și îi spune: De ce să fie ceartă între noi? Suntem frați. Am stat și am meditat la cuvântul ăsta și am zis: De unde capacitatea lui Avram să treacă peste un astfel de moment? Uh, am observat, însă, un detaliu impresionant în textul respectiv. Înainte să apare episodul acesta, în același text apare un detaliu și anume că Avram a, petrecut, a construit un altar, s-a închinat și a petrecut timp în prezența lui Dumnezeu. Și atunci am înțeles un lucru esențial pe care uh, încerc să-l pun în practică eu și fiecare dintre noi, dacă vrem să avem biruință în lumea în care trăim. Ispita este foarte mare, așa cum ai spus și tu, Daniel. Provocările parcă din ce în ce mai noi și ne bulversează de tot ceea ce vedem în jurul nostru. Și atunci frământarea noastră de a credincioșilor, acelor care vor să fie plăcuți înaintea lui Dumnezeu și curați, pe de altă parte, este provocarea aceasta cum să facem față. Încercăm să trăim altfel, încercăm să nu răspundem, dar totuși ce-ți dă puterea asta? Că la un moment dat parcă ajungi la capătul puterilor. Nu? Parcă ajungi, Simți că nu mai faci față. Și, aia, da. Și atunci uh, re, uh, sursa puterii este o relație apropiată personală cu Dumnezeu. Un om al lui Dumnezeu spune așa, dacă dimineața când te trezești te duci să vezi întâi fața lui Dumnezeu. Pe tot parcursul zilei, fața oamenilor, ți se va părea o față de îngeri. De ce? Pentru că îl vezi întâi pe Dumnezeu. Te, îți iei sursa și puterea din Dumnezeu. Și oricât provocările ar fi de mari, ai Duhul Sfânt care este în noi. Pentru credincios e o, o, o putere suplimentară. Pentru că puterea noastră e limitată umanitatea din noi în multe situații îi spune cuvântul. În multe situații. Dar ceea ce ne face speciali, nu este capacitatea noastră, este voința noastră și puterea lui Dumnezeu care ne ajută să, să facem față. Apoi, asta este în plan spiritual care este baza baza a tot ceea ce este de făcut. Aș veni și cu niște lucruri practice. Pentru adolescenți și tineri, din tot ceea ce am experimentat și în experiența noastră care o avem în lucrarea cu tineri, adolescenți, foarte mare grijă la accesările pe YouTube și rețele de socializare. Foarte mare grijă. Contează enorm ce se folosește. Apoi, foarte mare grijă la filmele urmărite. Observ. Și chiar vorbeam cu uh, un coleg de lucrare, uh, obișnuim așa din când în când să mai proiectăm filme pentru adolescenți cu uh, mesaj creștin uh, sau cu învățături bune pentru ei, pentru viața lor. Dar tot observăm o, o intensitate din ce în ce mai mare în filme se promovează această politică LGBT. Tot mai mult și uh, trebuie intensificate sau dublate filtrele în așa fel încât să avem grijă și adolescenții noștri să aibă grijă ceea ce urmăresc. Apoi uh, este foarte important să-și mențină o ocupație tot timpul. Uh, mintea ocupată. Mintea ocupată tot timpul. Foarte bine. Mintea ocupată tot timpul. Și apoi... Uh, este important să păstreze gadgeturile și tot felul de telefoane și tot ceea ce există cât mai departe de locul unde se odihnesc sau unde dorm noaptea. Cât mai, cât mai departe să se ferească de astfel de lucruri. Grijă mare la modelele pe care și le aleg, pentru că, vrând-nevrând, oamenii aceștia de influență sau influențării cum sunt cunoscuți astăzi, duc niște mesaje uh, eronate și s-ar putea la un moment dat, să se trezească în niște situații, să nu știe cum au ajuns uh, acolo. Subtil, fără să-și uh, fără să-și dea uh, seama. Uh, aș merge pe asta. relația apropiată cu Dumnezeu. Cere putere din partea lui Dumnezeu? Citirea Scripturii. A pune în minte lucruri sănătoase înseamnă sănătate trupească și sufletească și trupească. A pune în minte lucruri sănătoase, al pune pe Dumnezeu în minte Doamne ajută Aurel, îți mulțumim mult pentru uh, contribuția și aportul pe care l-ai uh, adus la subiectul și tematica noastră de astăzi. Uh, te mai aștept în uh, alte emisiuni ca să mai uh, abordăm subiecte din zona aceasta care nu e doar pentru tineret și adolescență, așa s-a făcut că uh, a fost așa subiectul uh, ca unul care uh, a stârnit reacții, dar cum ai spus, ne privește pe noi toți. Îți dorim multă binecuvântare, har în slujire și te mai așteptăm cu drag. Mulțumesc foarte mult și îmi doresc ca aceste subiecte să fie luate cu un mare interes de părinți, de liderii religioși și să vină în întâmpinare, să fie proactiv și nu doar ca o reacție la ceea ce se întâmplă și ne dăjduim că Dumnezeu va da putere și lucrurile vor fi altfel. Așa sperăm, Doamne ajută! Stimați telespectatori, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Biserica în Actualitate. L-am avut împreună cu noi, pe Aurel Dobre, pastor și lider de tineret. Am discutat împreună despre vulgaritatea în societatea noastră și cum putem să-i facem față noi în calitate de creștini, de urmași ai Mântuitorului Iisus Hristos. Vă încurajăm să citiți Scriptura și cuvântul ne spune prin Apostolul Pavel, prin Sfântul Apostol Pavel, să nu ne potrivim chipului viacului acestuia, care iată e sub forma aceasta, având acest fenomen al zilor noastre, ce spune Apostolul Pavel să ne transformăm prin în noirea minții noastre și asta e metanoia, pocăința, acea schimbare pe care o aduce Duhul Sfânt prin cuvânt. Vă dorim multă binecuvântare, sunt Daniel Alexandrescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept în următoarea emisiune.